Iată a spus vouă, dar
plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească aceștia ucenicilor. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus ne-a întâmpinat și ne-a zis: bucurosi-vă! Iar ei, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păstori vestind în oraș a spus că pe tinerii preoților toate cele ce s-au împlinit. Atunci adunându-se împreună cu bătrânii și trăsla, au dat bani mulți ostașilor și le-a zis să spuneți că ucenicii lui vine noaptea, l-a furat pe când noi dormeam. Dacă însă se vor auzi acestea dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără de grijă. Iar ei luând banii au făcut precum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până ziua de astăzi. Slavă ție, Doamne, slavă slavă Sfinte și cele două ființe și de viață făcătoare și nedespățită-i trei, până una acum și pururea și în vecii vecinoși. Să vieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să piară de la fața lui cei ce îl urăsc pe el. Hristos să răbina din morți cu moartea pe moarte căpând și ce
cum se topește ceara de la fața focului. Hristos a învia din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morți vive, viață dăruindu-le. Așa să fie rugător și de la față lui Dumnezeu, iar vreții să se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morbide, aceasta este ziua pe care a făcut Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim între acesta, țara
săracii asta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru mulătumirea văzduhurilor, pentru veșugarea roadelor pământului și pentru vântul pace, pentru cei bolnavi, pentru cei ce vădimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să vă pomenim. Dar suntem născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăruiește-ne
sfântă și de emoție duhovnicească, pentru că Părintele Ceresc n-a învrednicit și în acest an să fim aici în curtea Bisericii Precisa din Bacău, pentru a fi părtași la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. În urmă cu 3 zile, în Vierea Mare, am fost părtași la un moment de doliu, atunci când Mântuitorul a fost pus în mormânt. Și deși mormântul a fost pecetuit și a fost păzit cu șantinelă puternică, a treia zi, duminică dimineață, El a ieșit din mormânt ca un biruitor și a înviat din morți. Aceasta și acesta este un mare adevăr pe care Evanghelia și Scripturile ne-l descoperă, ne-l revelează. Și de aceea suntem adunați în această noapte pascală, care s-a transformat într-o zi și într-o lumină, să primim cu toții vestea că Hristos a înviat. Urmarea adevăr care se bate veacurile, un eveniment de o importanță majoră pentru mântuirea noastră și pentru sensul existenței noastre. Nu suntem la o comemorare aici, pentru că atât de minunat spune cântarea și cântările pascale, că nu numai pentru cei din trecut, dar și pentru noi cei de astăzi, acum, lumina a cuprins cerul și pământul și toate câte sunt de sub. Prin învierea lui Hristos, toate au un rost, toate capătă un sens, și cerul și pământul, și moartea și viața, și universul și omul. Iată că și de data aceasta Mântuitorul Iisus Hristos ne trimite din cerul de lângă Tatăl Lumina Sfântă. Și spune El că Eu sunt Lumina Lumii și cel care vine după mine, acela nu va mai umbla într-un întuneric. Am primit lumină și anul acesta de la Ierusalim, din Țara Sfântă. Și iată că această lumină, spun Sfinții Părinți, este harul lui Dumnezeu necreat. Această lumină este veșnică și este vie. Și ne-am pregătit cu toții pentru acest mărit eveniment, pentru învierea Domnului. Și Sfântul Pavel spune că de acum, astăzi, de acum înainte, începând de astăzi, ne vom lua plata. Și plata jertfei și apostolului înseamnă, în primul rând, bucurie, înseamnă dește, și înseamnă arzuna pentru viața cea veșnică. Prin învierea lui Hristos vedem că moartea nu are ultimul cuvânt, iubiți credincioși. Vedem că viața este mai puternică decât moartea, vedem că moartea a fost desfințată și nu mai există. Dar pentru că suntem la o sărbătoare a sărbătorilor, și pentru că învierea lui Hristos este de o importanță crucială pentru mântuirea noastră, în momentul următoare voi da citire cuvântului pastoral al înaltea Sfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pregătit pentru această zi de înviere de sărbătoare din anul 2018. Acest cuvânt pastoral se intitulează Ca tot să fie una. Ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și întru tine, așa și aceștia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Pastoral la sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos 2018. Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor drept măritorilor creștini din această, de Dumnezeu păzită și binecuvântată eparhie, ar milă și pace de la Înduratul Dumnezeu,
ia de la noi aceiască binecuvântare. Iubiții mei, Sfântul Comnicești, Hristos a înviat! Craimiți fii și fiice duhovnicești, s-a spus pe bună dreptate că nici când soarele nu ni se pare mai luminos și mai plin de măreție decât atunci când reapare de după un nor întunecat. De asemenea, nici când primăvara nu este mai dorită și mai frumoasă decât atunci când urmează după o iarnă delungată și grea. Tot astfel, nici o altă sărbătoare nu este mai bogată în sărucire și bucurie decât marele praznic al Învierii, în care Mântuitorul Iisus Hristos, sale dreptății, revasă peste chipurile sale noi ani de pace, de unitate și de mângâiere dumnezeiască. Învierea Domnului Iisus Hristos este momentul crucial din istorie, în care s-a reactivat unitatea de gând, simțire și voință a tuturor oamenilor. Realizarea planului de mântuire a lumii de către Dumnezeu Cuvântul, prin care a fost creată lumea, a dorit omului posibilitatea reală de a se uni cu Dumnezeu, împărtășindu-se din iubirea prea Sfintei Trăimi. Unitatea este un element primordial în ordinea creierii lumii de către Dumnezeu, element alterat prin căderea protopărinților Adam și Eva în păcatul neascultării. Primii oameni au rămas cunoscuți în istorie prin faptul că au stricat unitatea existenței. Pierzând astfel libertatea ființării în comuniune veșnică de iubire cu Părintele Ceresc, prin folosirea greșită a propriilor libertăți. De aceea, unitatea tuturor oamenilor în Dumnezeu rămâne în mod firesc pe prim plan și în actul garant de mântuire al învierii Hristos. În lumea creștină, orice sărbătoare apare ca o revărsare de lumină dumnezeiască, care generează bucuria și unitatea în Duh cu Sfinții Dumnezeu, ea fiind forma liturgică și actualizează peste timp actul de mântuire a lumii de către Hristos. Învierea Domnului este însă o revărsare de plină a unității vieții dumnezeiești în unitatea de ființă și de viață a tuturor membrilor Bisericii. Cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare sunt grăitoare pentru întreaga omenire, dar mai ales pentru neamul nostru românesc. Dacă moartea Domnului Hristos este preț de răscumpărare pentru toți și pentru moartea aceasta se surpă peretele cel din mijloc al despărțirii și se face chemarea neamurilor, cum ne-ar fi chemat pe noi dacă nu s-a fi răstignit mântuirea și unitatea tuturor? Nu se putea sfârși astfel decât prin cruce. Acum, după ce Hristos și-a înviat Duhul, moartea nu mai e înfricoșătoare, ci toți cei uniți în Hristos o calc în picioare, ca pe ceva ce nu-i nimic, și aleg mai degrabă să moară decât să se lepede de Hristos, cel care a unit, că știu că murind nu se pierd, nu se despart, ci se fac vii, și ne este călcioși prin înviere. Așadar, prin învierea sa Mântuitor, Hristos a prefăcut despărțirea în unire și suferința în bucurie. Iubiți credincioși, anul 2018 a fost numit de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre tremăritoare ca fiind anul omagial al unității de credință și de neam, și anul comemorativ al Sfăvuitorilor Mare Uniri de la 1918. Se împlinesc 100 de ani de la unirea tuturor românilor într-un singur stat suveran și independent. Dacă acum 2 milenii în peșterea Sfântului Apostol Andrei din Dobrogea s-a semnat actul de botez al poporului român, anul acesta, anul mântuirii 2018, se împlinesc 100 de ani de când la Alba Iulia s-a pecetuit documentul de înviere acestui neam,
care m-a înviat de cu prin Golgota suferințelor pentru a ajunge la învierea sa națională între statele independente ale Europei. Manifestări culturale religioase care au avut ca scop aducerea aminte de cei care s-au jertfit pe vala Uitusului în primul război mondial. S-a spus adresa că dacă nu era această vale, cu încercenatele lupte de la Mărăști, Mărășești, Bărsănești, nu putea avea loc evenimentul solemn de la Alba Iulia. Acum este momentul în care putem aminti faptul că soldații români au luptat pe valea Uitusului cu gândul la familie și cu nădejdea la Dumnezeu. Alături de ei, numeroși preoți, oameni și tineri teologi îi îmbrăvătau și le ofereau merinda euharistică. Însuși episcopul Teodor Sătărasiul, predecesorul al nostru în scaunul episcopal de la Roman, prin cuvinte pastorale adresate soldaților și corespondența cu preoții pe totul din eparhie, s-a implicat exemplar, motivând și sprijinind pe tineri soldați care cu arma în mână construiau și consolidau România independentă și unită și îndemnând pe cei rămași să ajute familiile bravilor eroi. Iată ce spunea într-o pastorală paradigmatică de episcop. Pentru cei ce rămân, pentru cei care nu poartă o armă spre apărarea patriei, este o sfântă datorie de a susține familiile fiilor țării plecați să lupte pentru gloria ei. În numele acestei sfinte datorii vă cerem obolul vostru pentru susținerea familiilor nevoiașe ale ustașilor noștri. Să ne deplinim cu devotament această sfântă datorie. Noi care rămâne să facem o altă armată, armata de apărare și sprijină a familiilor costășești, misiune tot atât de nobilă, tot atât de trebuitoare în împrejurările prin care trece țara, ca și aceea armate plecate să lupte pentru izbânda neamului românesc și pe sfârșitul țării noastre. Asemenea acestei mărturii, sute de documente păstrează fapte care arată grija pe care Ortodoxia românească prin ierarhii și preoții ei au arătat-o față de fiii neamului aflați pe front și față de familiile lor rămase sub ocrotirea bisericii. Aceasta nu este altceva decât oglinda unei realități caracteristice neamului românesc, care a supraviețuit tuturor împărțirilor geopolitice și vicisitudinilor istoriei unitatea de gând și de simțire, de credință și de ar. Totodată, în acest context centenar, putem preciza faptul că împreună serbarea marului clasic al Învierii Domnului a avut pentru românii de pretutindeni adunați într-un singur stat independent și suveran, începând cu anul 1918, o semnificație profund națională, ea fiind în același timp o înviere a neamului român unitar. Iubiții mei fii duhovnicești, așa precum Fiul și Tatăl una sunt, unitatea de o ființă din cea care a permis realizarea mântuirii, în la fel un popor fragmentat, poate fi unit datorită unității de credință. Românii aveau aceeași ochi care lumeau conștiința și nășteau înțelegerea lor despre Dumnezeu, nu doar prin studiul din cărți, ci mai ales prin trăirea și mărturisirea credinței. Poporul român nu a învățat despre suferință din cărți, ci din propria sa existență, care nu este altceva decât o carte despre școala lui Dumnezeu cu el, despre modul pedagogic în care Dumnezeu l-a călăuzit în istorie, ca oarecând pe Israel poporul ales, conducându-l prin suferință spre înviere și câștigarea unui nume între neamurile lumii, având ca fundament credința în învierea din morți a Fiului lui Dumnezeu. Acest sentiment este prezent atât de profund în ființa acestui neam, încât s-a simțit nevoia însemnării acestui lucru în versurile numitoare ale imnului național, deșteaptă de române,
din somnul cel de moarte. Un popor care nu are deloc conștiința sensului existenței sale în întâlnirea cu Hristos în iad, care nu crede în via lui Hristos și în propria sa înviere, poate percepe încercările istoriei drept catastrofale. Însă un popor în care unitatea națională și viața membrilor săi își găsesc sensul în Dumnezeu, se poate considera privilegiat și binecuvântat. Unirea între noi înfăptuită prin credință este o binecuvântare dată de Dumnezeu pentru ca să înțelegem că la baza fiecare națiune acționează un model dumnezeiesc etern, pe care acea națiune îl va realiza în sine cât mai deplin. De aceea, patria înseamnă legătura cu strămoșii noștri, înseamnă a avea un părinte originar, adică o unitate de ființă, pe o vatră comună, în care toți locuitorii se simt una între ei și având simțăminte și idealuri unitare. Este cunoscut cazul comunității din Corint, căreia Sfântul Apostol Pavel îi scrie, îndemnând pe toți să fie una, noi toți într-un singur duc ne-am botezat, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie rom, fie liber, și toți la un singur duc ne-am adăpat. Prea iubiți prieteni, poporul român prin credința în viere, moșterește Duhul iubirii, adică lipsa simptomului cel din viar păcatului, frica. Sfântul Apostol Ioan spune că iubirea nu există frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica. Noi, românii, iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. În acest sens, chiar și jertfa unui popor apare ca expresie a iubirii, deși este moarte și un chip de taină adâncă a iubirii lui Dumnezeu. Poporul român a înțeles în istoria sa demonstrația absolută a Mântuitorului Hristos, că iubirea până la moarte este singura armă împotriva morții. La 100 de ani de la Marea Unire a Românilor, idealul suprem și garant al denuirii neamului nostru este păstrarea unității esențiale aceea Spiritului. Unitatea și originalitatea noastră spirituală s-a menținut de-a lungul secolilor de divizare politică prin unitatea noastră de credință. Să ne ținem să nu pierdem această unitate, indiferent ce greutăți ne va aduce viitorul. Și dacă nu vom avea nici această unitate, ce se va mai susține, ce ne va mai susține în existența care ne-am deosebit, mai ales acum, când fiii poporului român s-au împrăștiat pe toată suprafața Pământului. Prin învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos a sădit în noi amintirea unității când a învățat să vorbim la plural. Dacă dăm timpul înapoi, vom constata că am fost una precum am fost întotdeauna. Am fost unit spiritual, în cuget și simțit, fiind un neam de sfinți și de eroi. Să ne amintim tot timpul de învierea lui Hristos, pentru că amintirea de Cel care te unește te face să treci în comuniune cu demnitate și cinste. Când te unești cu Hristos, cuvântul tău se împătășește din greutatea cuvântului Creator, se manifeste frumusețea verbului întrupat și astfel vorba bună, căreia ia naștere, unește pe cei care rostesc. Cea mai frumoasă vorba omului este aceea prin care iartă și cere iertare. Iertarea manifestată sau implorată te smerește și te împuternicește unindu-te cu cel puternic. Smerenia neamului românesc a fost cea care l-a unit și l-a făcut să dărnie peste istorie. Dragii mei prieteni, dacă va fi vreodată un timp în care poporul român va rămâne fără glas, aceasta se va datora lipsei recursului la memorie. Recursul la memorie, în pas grăbit, va face pe toți cei care
alămit, zăcânte, Iisus Hristos a înviat, plinile noastre să aprindă lumina care pâlpâie fiecare și fără de care nimeni nu poate vedea să recunoaște pe Dumnezeu. A avea memorie înseamnă să te amintești că vei învia. Dacă îți vei pierde să memoria, nu-ți vei mai aminti nici măcar de moarte. Dacă va veni timpul în care exclamația care trăsează istoria de 2000 de ani, Hristos a înviat, să se transforme în interogație, să fim sigur că neamul românesc va avea cine se răspundă. Glasul spiritualizat al morților de sobrie va răsuna peste timp adevărat a înviat. Aceste câteva gânduri zămislite din dragostea mea părintească pentru voi toți, le-am imortalizat de câteva schimburi poetice pe care le așez în loc de concluzie la acest cuvânt pastoral. Ca tot să fie una. Dacă dau timpul înapoi, îmi amintesc că în sat la noi, în anii grei, după război, când mai plângeam, dragi eroi, trecuți în lumea de apoi, deși erau multe nevoi, toți mănțătenii erau una, precum au fost întotdeauna. Satul era comunitate, iubirea erodea unitate, tot omul avea demnitate, cinstea era realitate, cuvântul avea greutate, bătrânii aveau închietate, toți oamenii vorbeau frumos într-o iubire a lui Hristos. Când ajungeau în sărbători, părintele chema prânzori, grupul de fete și feciori, harnici, cuminți, bun muncitori. Lucra cu dânsii uneori să-și vadă satul plin cu flori. Simțeam cum lumea iar renaște și în tot Hristos se recunoaște. Când începea postul cel mare, sătenie și cereau iertare, făcând 3 zile de ajunare, fără băutură sau mâncare. Apoi, ca preot, fiecare mergea să-i facă deslegare. A doua zi veneau smeriți să fie toți împărtășiți. De atunci postul era mai strict, nici trunci nu mâncau nimic. Când i-a duceau la împărtășit, eu nici acum nu mi-e explic cum ritmul lor biofizic era cu mult mai dinamic. Probabil Domnul le dădea putere din puterea sa. Creștinii toți împărtășiți, în gând și în suflet uniți, cu straie, noi împodobiți, tăcuți, dar vesel și cuminți, mergea cu cetele de sfinte, miez de noapte, fericiți, să cânte, să răsune în sat, imul, Hristos a înviat. După 50 de ani, de Paști, azi, satul e fără glas. Din tot ce a fost, au mai rămas doar case vechi cu oblonul tras. În turn a stat bătrânul ceas, nici clopotul nu s-a mai tras de la cel ultim parastas. M-am dus atunci mai abitir la cei ce dor în cimitir. În tinterimul de pe deal, auzi sublimul imn pascal cântat de un golf regal venit din spațiul sideral. Tot acel cadru natural părea cu totul ireal. Cu toată forța am strigat, săteni, Hristos a înviat. Deodată morții de sublie, cu sufletele între sie, gândind la Sfânta Parăție și viața care va să fie, toți au oprit de liturghie, să-mi dea răspuns cu bucurie, cu glasul spiritualizat, adevărat a înviat. Încredințându-vă de toată dragostea de Hristos Domnul, rămân al vostru păstor să vedeți care vă dorește tot binele și mântuirea sufletelor. Hristos a înviat! Vă îmbrățișați cu dragoste Ioachim, arhiepiscopul romanului și Bacăului, dat în reședința noastră arhiepiscopală din Roman, aprilie 2018. Fiți credincioși, în câteva momente vom intra în Sfânta Biserică pentru a începe canonul
cu trenie și apoi vom începe Sfânta și Dumnezeiască liturghie. De aceea vă invităm cei care au posibilitate și cei care au râvne deosebite să participe în continuare la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Iar cei care le binecuvântate motive nu pot rămâne, vor găsi la poarta bisericii consilieri ca fiecare vă vor împărți la fiecare o punguță cu anafură ca semn de binecuvântare și de mânghiere. Iar cei care pot rămâne, îi așteptăm să se alăture în rugăciune pentru a putea parcurge mai departe acest drum spre desăvârșire, să avem mai multă dragoste, lumină și bucurie sfântă. Amin. Hristos a înviat! Domnul numărând moartea, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuiește.